Peste 920.000 de lei din bugetul local al Devei vor intra marți 10 mai în conturile unui număr de 604 persoane din Deva cu handicap grav pentru plata indemnizației aferente lunii aprilie 2022. Tot din 10 mai vor putea ridica indemnizația de la sediul Direcției de Asistență Socială Deva și persoanele cu handicap grav care nu dețin un cont bancar. Începând de marți, 10 mai 2022, banii vor intra în conturile beneficiarilor. Prin excepție, persoanele cu handicap grav, care se află în curs de instituire a curatelei și care ca atare nu dețin un cont bancar, vor putea să ridice banii în numerar de la caseria direcției. Pentru cei care nu dețin cont bancar, plata indemnizației se face pe baza actului de identitate valabil al persoanei cu dizabilități sau al celei care se prezintă la caserie pentru ridicarea drepturilor bănești. De la începutul acestui an, valoarea indemnizației lunare acordată persoanei cu handicap grav este 1.524 de lei, indiferent de veniturile obținute.